să mulțumesc tuturor celor 7 speaker pentru prezentări. Avem timp și de întrebări, așa că în măsura în care există, cu mare drag. Vă rog, v-aș ruga să vă și prezentați înainte. Vă rog. Și aș ruga o colegă să meargă cu microfonul. Mulțumesc mult! Bună ziua! Liliana Pironi este numele meu, sunt director executiv în cadrul organizației LAPAR, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Mulțumesc încă o dată organizatorilor, mulțumesc și eu speakerilor, prezentările dumneavoastră sunt foarte motivante. Motivul pentru care am vrut să intervin este o constatare tristă, deși suntem în cadrul Universității de Științe Agronomice și astăzi constatăm că oarecum colegii fermieri sunt catalogați că sunt ușor dezinteresați de aceste sisteme agroforestiere, iar prezența mea astăzi aici este tocmai pentru a vă spune că nu este așa, noi suntem interesați să contribuim la atenuarea efectelor schimbărilor climatice. Îmi pare rău că a plecat domnul secretar de stat de la Ministerul Agriculturii, de la Ministerul Mediului, pentru că a prezentat o hartă foarte interesantă, acea hartă roșie, punctele roșii, și dacă ne uităm pe hartă, cred că, Mihai, cred că tu mai ai acces la ea, este zona în care avem cele mai mari suprafețe agricole defragmentate. România este țara din Uniunea Europeană, statul membru din Uniunea Europeană, cu suprafețele agricole, deși avem o suprafață agricolă generoasă, avem cele mai mari fragmentări ale terenurilor. Astfel încât, dacă ajungem în zona Bărăganului, pentru că a fost dată drept exemplu pentru perdelele forestiere de la începutul lor, ajungem în zona roșie. Întâlnim suprafețe, spre exemplu, în Călăraș, suprafețe hilare, unde, dăm exemplu, o fermă care lucrează 1000 de hectare poate să aibă până la 3000 de parcele. Acum, pentru studenți, eu nu știu dacă ei înțeleg ce înseamnă 3000 de parcele. Asta înseamnă că, deși dorim digitalizare, înseamnă că utilajele nu pot intra acolo și dacă dorim să facem împădurire, nu avem acces la teren. Nu avem o lege a comasării și, mai grav, nu avem o lege a contractului de arendă care să prevadă durata minimă a contractului de arendă. Ori, în lipsa stabilității terenului, deși colegii își doresc să facă aceste perdele de protecție, neavând stabilitatea terenului, nu poți face investiții, pentru că spunea domnul secretar de stat de la Ministerul Mediului, se dau acele bonificații pentru perdele, pentru pădurile înființate și care trebuie să dureze cel puțin 20 de ani. Cu titlul de exemplu, deși nu face obiectul nostru studenților de la specializarea silvicultură, pentru ca o fermă zootehnică să înceapă să producă, are nevoie de 8 ani de zile. Ori, în lipsa terenului agricol, degeaba îți înființezi fermă, că nu poți mai devreme să produci deja, că tu acesta ai terenul, investești în el, anul viitor nu mai ai acces la el. Aceasta a fost intervenția mea, vă mulțumesc încă o dată, sunt foarte îngrijorătoare prezentările, estimările prezentate de domnul profesor și mă înclin în fața dumneavoastră. Este grav ce vedem cu degradarea solurilor, efectele pozitive le-am văzut și noi, inclusiv în zona roșie. Colegii, discutam cu colegii din Vrancea și vedeam o creștere a umidității, o creștere unde în zona perdelelor de protecție era o creștere a nivelului umidității cu până la 5% anual, ceea ce înseamnă foarte mult în condițiile secetei din ultimii, cel puțin zona roșie, exact zona roșie, cel puțin partea de sud-est, este o zonă în care avem o secetă pedologică extremă de cel puțin 3 ani de zile, iar acolo unde a plouat punctual. Mulțumesc încă o dată și abia așteptăm să ne implicați în aceste proiecte de agroforestier. Mulțumesc! Cu mare drag, vă garantez că nu scăpați de noi, ca să fie totul clar. Alte întrebări, vă rog. Curiozități, nelămuriri? Nevoie de precizări suplimentare? Vă rog, doamna Mihail. Fermierii nu au o problemă în a accepta sistemele agrosilvice. Problema e alta. Nu sunt sprijiniți. Deci am văzut perdele forestiere instalate de fermieri și se plângeau că ei pierd subvenția pe terenul respective și normal că sunt descurajați.
Unii din capul locului nu vor și spun clar, dar sunt foarte mulți fermieri care vor să instaleze vegetație forestieră. Nu se pune problema că nu vor. Nu vor să piardă foarte mult, dar cei care au pus deja au înțeles că e și un câștig în a instala vegetația forestieră acolo. Da. Mulțumesc frumos. Sunt convins că sunt și multe alte probleme care țin în sfera autorităților publice centrale la agricultură și la păduri. Nu e neapărat scopul acestei conferințe, dar sigur le cunoaștem cu toții și merită dezbătute cu alte ocazii. Alte intervenții, vă rog. Domnul Marișca, vă rog. Uitați să vă spun că noi ar trebui să purtăm un mult mai mare respect pentru arbori. Și vă dau două exemple. Unul, în Elveția. În 1969, populația din cantonul Vaud, respectiv capitala Lausanne, au fost chemați la vot. Pentru ce au fost chemați la vot? Că ei votează tot anul. Au fost chemați pentru proiectul care urma să fie pentru Centrul Olimpic Internațional din Lausanne, că acolo există Centrul Olimpic Internațional, proiectantul a propus să se taie doi arbori seculari. S-a adunat populația, au votat să nu fie tăiați. Spuneți-mi dumneavoastră, în România ce se întâmplă? Întâi se taie în neștire și după aceea ne trezim cu parcuri întregi de tăiate și arbori. Nu mai vorbesc că sistemul agro-silvopastoral românesc este vandalizat la sate. În unele țări, arborii izolați de pe pășuni sunt marcați, li se dau numere. Li se dau numere, sunt numerotați și nu se atinge absolut nimeni de ei. Cei care sunt, să zicem, au o scorbură și ceva, se plombează. Dacă apare vâscul care este dușmanul numărul 1 al stejarilor, este îndepărtat. Și ce am văzut, la asemenea, un respect divin pentru arbori în India. La fel se plantează arbori, că și acolo există o climă, vreau să spun, semideșertică, și acolo se plantează arbori. Acele vaci care circulă așa pe toate drumurile ar putea să-i dărâme. Dar ce au făcut? Au făcut în jurul arborilor nou plantat un zid. Un zid din cărămiz puse rar ca să circule aerul. Și pe acel zid, ce credeți dumneavoastră că au făcut? L-au vopsit în culorile steagului național. Trei culori. Aceste cărămizi de jur împrejur. Și bineînțeles, acești arbori au toată șansa să crească și să se dezvolte.
ar trebui și la noi să existe o emulație națională de păstrare a arborilor. Cum este posibil că arborii seculari au rezistat secole la rând pe izlazurile comunale și de când au dispărut aceste creșteri de animale în gospodările populației și la umbra arborilor din pășuni, au venit alți indivizi irresponsabili și credeți-mă, dacă ați vedea cum îi taie, îi descojesc sau fac foc, pentru că e atât de gros arborele secular, că nu se poate tăia cu uneltele obișnuite sau cu drujbele, cum le zicem, obișnuite, că n-au destul de lungă și fac foc. Fac foc și fac așa un fel de grotă și fac foc până se dărâmă, după care pleacă la primărie să ceară pentru copii să-și încălzească casa. Deci, asta ar trebui să, dumneavoastră, cei tineri, ați văzut ce ne așteaptă în 2070. Marea majoritate dintre dumneavoastră, cei tineri, sunteți cei care veți trăi și veți vedea ce se va întâmpla. Dar noi trebuie să ne grăbim să plantăm acești arbori, pentru că ei vor fi funcționali abia peste 20-30 de ani, ca să se poată scărpina văcuța de trunchiul lor. Deci, atenție, trebuie să ne grăbim și să găsim mijloace cum să le înconjurăm. O altă treabă, tot acești arbuști despre care s-a vorbit atât de frumos aici, sunt hrană pentru animale. Am fost în Dobrogea și am recoltat frunze de măceș, frunze de păducel și frunze de corn. Și le-am analizat. Ieri am primit analizele și îmi pare rău că nu le-am adus să le vedeți și dumneavoastră. Am fost consternat ce calitate ieșită din comun au frunzele acestor arbuști pe care caprele, oile le consumă în perioada a doua verii când iarba este uscată. Și în ultimul rând, mai sunt și alte specii pentru animale sălbatice. În 1862, șeful ocolului silvic din Bocșa Română a adus Saroptamus coparius de undeva din sudul Balcanilor și l-au cultivat, era un mare, l-au cultivat mare proprietate de terenuri. Vreau să spun că am fost la Salonic în 1999 cu o lucrare împreună cu Dincă Lucian, îl cunoașteți, silvicultorul dumneavoastră, așa, și am prezentat lucrarea calității acestui arbust, care este fenomenală. Calitatea frunzelor lui era mai bună decât a lucernei. Era să am repetat analizele, am zis că nu e adevărat, cum e posibil un arbust să depășească lucerna la calitate, care este regina plantelor furajere, este lucerna. Dați-mi voie să vă spun că am rămas cu toții. De asemenea, v-am spus despre ce fac grecii, se cultivă în unele țări glădice pentru păsăile care le se hrănesc iarna, în special caprele, cu acele păsăi lungi de 20-30 de centimetri și așa mai departe. Iată deci că trebuie să dăm mâna silvicultorii cu agronomii să îmbunătățim baza furajeră, să îmbunătățim climatul României de acum înainte, pentru că vremuri bune nu ne așteaptă din punct de vedere al încălzirii globale și al schimbării climei. Trebuie să recunoaștem că, uitați, numai departe, la Brașov, de pildă, în jur de 15 septembrie, de când mă știu, de 55 de ani, cădea o brumă puternică, îngheț la sol. Ei, acum, abia ieri s-a întâmplat acest fenomen, cu o lună mai târziu. Iar la Brașov, personal, când m-am dus, seara când mergeam și eu la o întâlnire acum vreo 50 ceva de ani, așa, credeți-mă că nu puteam pleca fără un pulover de mână sau îmbrăca cu o haină. Acum te duci în cămașă cu mânecă scurtă o lună. Știți dumneavoastră câte zile tropicale
a avut Brașovul în urmă cu 50 de ani, media pe alți 50 de ani din urmă, 7 zile în Brașov, în depresiune, erau temperaturi, o știu de la teza de doctorat, că trebuie să le studiez, 7 zile peste, adică 30 de grade. Înseamnă că au fost ani, media pe 50 de ani, au fost ani când temperatura aceasta nici n-a existat. Iar acum mă duc o lună de zile, acum la plimbare, nu la întâlnire cu cineva, cu tineretul, așa, mă duc, dar mă duc în cămașă cu mânică scurtă, fără să... Deci încălzirea globală nu e o glumă, nu e o poveste, e o realitate și voi, tinerii, urmează să o simțiți din plin și să luați din timp măsuri pentru a preîntâmpina, pentru a ameliora condițiile climei. Și arborii, arbuștii și alte sunt cei care vă pot ameliora și atenua aceste efecte negative care ne așteaptă, vrem, nu vrem. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domn doctor. Înainte de a vă invita la masă, o bine meritată masă, aș vrea să-i dau cuvântul domnului profesor Stănică. Profesor, vă rog. Mulțumesc, Mihai. Nu m-am jurat prea tare, că o mai țin un minut. În primul rând, haideți să-l felicităm pe Mihai și pe Fundația Pădurea de Mâine, dar și pe toți ceilalți colegi care s-au implicat în organizarea acestui eveniment și care au reușit să ne strângă astăzi aici, din diferite domenii de activitate, dar iată, înfrățite prin acest subiect deosebit care este reprezentat de sistemele agrosilvice. Așa cum am spus și la început, cred că e momentul în care să începem să colaborăm mai mult. Cred că universitatea noastră oferă acest cadru. Suntem aici cu colegii de la horticultură, de la agricultură, de la specializare de silvicultură, cu peisagiștii noștri, cu toți ceilalți colegi de la alte facultăți, de la management. Avem, slavă Domnului, un spațiu în care putem să începem să colaborăm mai mult și să ne străduim să luăm punctual câte o problemă și să încercăm să o rezolvăm. S-a vorbit aici, domnul secretar de stat ne-a spus despre spațiile verzi din orașe. Păi, fraților, eu sunt horticultor și ani de zile, zeci de ani de zile, am produs plante în pepiniere și m-am ocupat și de amenajări de spații verzi. Asta când eram asistent și aveam $60 salariu. Gândiți-vă puțin, sau încercați să urmăriți pe o stradă, pe oricare, pe care dumneavoastră circulați, de câte ori se plantează arborii în 3 ani de zile. Adică un arbore care ar trebui să crească, să se dezvolte, să facă umbră, să facă toate acele servicii ecologice despre care s-a vorbit aici, este plantat anul ăsta, n-apucă vara următoare, n-apucă luna iulie următoare. Gândiți-vă cât costă un arbore, pentru că mulți sunt aduși din afară, nu-s de la noi, cât costă plantarea lui, cât costă pierderea lui. Pentru că după aceea primăria cu alți bani vine și replantează și iar replantează și iar replantează și am ajuns să avem bulevarde pe care pe 100 de metri sunt 10 specii care au fost plantate în mod succesiv. Nimeni nu țipă, nimeni nu ia nicio atitudine. Uitați-vă ce toaletări se fac în arborii de pe spațiile noastre verzi. Este un dezastru, am ieșit la televizor pe tema asta. Pe nimeni nu interesează nimic. Stăm toți cu minți, ne vedem de treburile noastre, de timpul care se scurge prea repede, dar ar trebui cumva și în astfel de cadre să începem să ne facem mai puternic auziți și să venim cu argumente clare și cu exemple și să invităm alături de noi de fiecare dată și pe cei care ne conduc. Din păcate, cu tot respectul, întotdeauna politicienii, indiferent de poziția în care sunt, sunt extrem de ocupați. Vin repede, spun ceva, ne lămuresc și după aceea pleacă. N-am nicio legătură cu domnul secretar de stat, care totuși a venit astăzi, putea să nu vină. Dar haideți un pic să
noi cei mulți, că noi suntem cei mulți aici, să începem să mișcăm lucrurile, că n-avem de la cine să așteptăm că vor face. Domnul director general adjunct de la Romsilva ne-a prezentat, ați văzut, o foarte documentată situație a modului în care au decurs împăduririle. Păi fraților, gândiți-vă că s-a început în 2014, au trecut aproape 10 ani sau chiar 10 ani, dacă stăm să ne uităm, și câte hotărâri de guvern s-au dat și câtă muncă a trebuit să se facă ca să reușim într-adevăr să plantăm 100 de metri, 100 de kilometri de perdea, care este extraordinar. Eu mă bucur de fiecare dată și îmi crește inima când văd cum evoluează acea perdea de protecție. Dar de ce la unguri, ăștia când fac autostrăzi, le-au și perdele plantate? Deci, lucrurile se întâmplă cu cap și oameni ca și noi. De ce peste tot în Ungaria ai drumul județean, cum o fi el, nu neapărat autostrada, ai un spațiu de câțiva metri și după aceea urmează perdeaua de protecție. Și pe o parte și pe cealaltă a drumului. Ei sunt în pustă. Ce au ungurii mai mult decât noi? Poate sunt mai hotărâți, mai gospodari, asta poate ar fi cuvântul, și mai uniți atunci când trebuie să hotărască lucruri. Așa cum domnul profesor ne-a explicat aici despre ce se întâmplă în Elveția. Sunt foarte mulți tineri aici, am mai spus-o și vreau să înțeleagă lucrul ăsta. Trebuie să luăm noi calul de hățuri dacă vrem să meargă unde vrem noi. Deci asta ar fi mesajul pe care ar trebui să ne gândim. Pentru Cârcea vă propun o colaborare. Când aveți timp, dați o fugă până la Dăbuleni. Eu sunt pomicultor și mă ocup de specii pomicole în special, mai ales, adică. Mergeți să vedeți ce face acolo curmalul Dobrogean. Îi zic Dobrogean ca să nu zic chinezesc, pentru că acum suntem foarte mari prieteni cu americanii și toată lumea se supără dacă vorbim despre China. Deci, curmalul ăsta chinezesc a pătruns în Europa, Zizifus Iuiuba, acum vreo 2000 de ani, pe vremea lui Octavian Augustus, și este scris în Historia Naturalis. Îl avem în Dobrogea aproape tot de pe atunci, de Moesia Inferior, nu? Jurilovca, Mahmudia, Salsovia, pe lângă cetățile grecești, crește ca arbust, cu toate că el e pom în toată firea, dar acolo îl mai mănâncă caprele, face fructe, îl mănâncă păsările, dar este un pom, eu zic pom, care la 47 de grade face fotosinteză și i-am trimis lui Mihai câteva fotografii cu ce se întâmplă pe nisip efectiv la Dăbuleni. Deci este o provocare și bineînțeles cu prietenul meu de astăzi de la Bihor o să colaborăm foarte concret pe tot ce înseamnă arbuștii fructiferi. Vă invit să vedeți ce avem în curtea asta, în colecția noastră de în câmpul experimental de la pomicultură, dar și la Moara Domnească și peste tot acolo unde colegii la silvicultură se implică. Închei, colaborare. Astea sunt trei cuvinte care cred eu că ar face ca lucrurile să se schimbe în bine și cred că schimbarea trebuie să vină din sala asta. Vă mulțumesc foarte mult, îl felicităm încă o dată pe Mihai și pe toți ceilalți.